În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernice Părinte, iubiți frați, este obiceiul în Biserica Ortodoxă ca a doua zi după un mare praznic să îl sărbătorim și pe cel care a avut o anumită contribuție la acel eveniment pomenit în praznicul respectiv, și anume, a doua zi după nașterea Domnului, în 26 decembrie, o pomenim pe Maica Domnului, pentru că prin Maica Domnului s-a născut Iisus Hristos. A doua zi după botezul Domnului, îl pomenim pe Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că prin el s-a botezat Domnul nostru Iisus Hristos. A doua zi după nașterea Maicii Domnului, pomenim pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana, pentru că prin ei a venit în lume Maica Domnului, și așa mai departe. Astăzi îl pomenim pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel considerat a fi cel mai important proroc al omenirii. Deci nu există un alt proroc mai mare decât Sfântul Ioan Botezătorul. Toți prorocii au vorbit despre Domnul nostru Iisus Hristos. Toți prorocii au vorbit despre Dumnezeu. Mulți dintre ei au prevestit venirea Domnului Iisus Hristos în lume, dar niciunul dintre ei nu a pregătit calea venirii Mântuitorului Iisus Hristos în lume. Prorocul Mihea a vorbit despre faptul că Mântuitorul se va naște în Betleem. Prorocul Isaia a prevestit faptul că se va naște dintr-o fecioară. Prorocul Ieremia a prevestit faptul că Irod va persecuta pe copii și va ucide. Prorocul Osea prevestește faptul că Mântuitorul, după naștere, va fi nevoit să fugă în Egipt ca să-și găsească salvarea, și așa mai departe. Deci prorocii, într-o formă sau alta, au profețit, fiind inspirați de către Duhul Sfânt, despre Iisus Hristos. Însă unul singur a pregătit calea Domnului atunci când a venit în lume. Și ca să mă înțelegeți mai bine, o să vă dau un exemplu. Să ne imaginăm că în orașul nostru s-ar organiza un spectacol, un mare spectacol. Și la un moment dat, când s-ar apropia ziua spectacolului, ar fi trimiși mai mulți oameni, mai multe persoane, să facă publicitate, să împartă pliante, să pună afișe. Întrebarea este, cine este mai important, cel ce face publicitate, care pune afișe, sau organizatorul spectacolului? Evident că organizatorul spectacolului este mai important decât cel care îi face publicitate. Ei, tot așa stă și legătura dintre Sfântul Ioan Botezătorul și ceilalți proroci. Ceilalți proroci, putem să spunem că i-au făcut publicitate Mântuitorului Iisus Hristos, i-au făcut publicitate lui Dumnezeu, adică au vorbit despre El. Însă, dintre toți aceștia, doar Ioan Botezătorul a fost cel care efectiv a organizat venirea Mântuitorului în lume. Pentru că Iisus Hristos n-a ieșit la propovăduire întâmplător. Prin tot ceea ce a făcut Ioan Botezătorul, el a pregătit, de fapt, poporul evreu pentru primirea lui Iisus Hristos. Și toată pregătirea a culminat în botezul lui Iisus Hristos, pentru că botezul Domnului Iisus Hristos a fost, într-un fel, și un moment de publicitate, am spune în limbajul de astăzi, adică de arătare, că așa se spune în limbajul biblic sau în limbajul vechi, se spune că a fost arătat lumii. Adică Sfântul Ioan Botezătorul a spus poporului evreu, în urma botezului, acesta este mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Acesta este salvatorul lumii. Pentru acesta m-am luptat eu, nu pentru mine. Nu eu sunt important, El este important. El vă poate salva, El vă poate ajuta. Menirea mea a fost doar să-i pregătesc calea. De aceea, Domnul nostru Iisus Hristos l-a și numit pe Sfântul Ioan Botezătorul cel mai mare între cei născuți din femei. Pentru că el a avut această șansă unică în istorie, nu doar de a vorbi despre Iisus Hristos, ci efectiv de a fi colaboratorul lui apropiat, în sensul că i-a pregătit calea, l-a pregătit pe poporul evreu pentru acceptarea și pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Deci dacă o să vă întrebe cineva, de ce Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre proroci? Răspunsul pe care o să-l dați este simplu. Pentru că el a pregătit activitatea publică a Domnului Iisus Hristos. Apoi, dacă vă întrebați cum a făcut acest lucru, răspunsul este foarte simplu. Propovăduind pocăința, fiind dascăl al pocăinței.
Deci dacă ar fi să-l definim pe Sfântul Ioan Botezătorul în câteva cuvinte, așa am putea să spunem. Că Sfântul Ioan Botezătorul este un dascăl, un profesor al pocăinței. Este un propovăduitor, adică o persoană care răspândește, vorbește, încearcă să-i convingă pe cei din jur despre pocăință. Deci Ioan Botezătorul este propovăduitorul și dascălul pocăinței, așa cum nimeni altul nu a făcut-o. Ce este pocăința? În mare parte știm cu toții. Pocăința este o lucrare care are două aspecte care nu pot fi despărțite unul de altul. Pocăință înseamnă, pe de o parte, părere de rău pentru păcate și îndepărtare de păcate, iar pe de altă parte înseamnă alergare către Dumnezeu. Pocăința este ca o monedă cu două fețe. Știți că orice monedă are două părți, două fețe. Și pe fiecare față este imprimat ceva. Pe o parte, de obicei, este imprimat un chip, o stemă, o imagine, iar pe cealaltă parte este trecută valoarea monedei. Un leu, 2 lei, 50 de bani și așa mai departe, un euro. Dar nu ne putem imagina o monedă doar cu o față. Dacă cineva v-ar da o monedă pe care pe o parte să fie inscripționată o imagine, dar cealaltă parte cu valoarea monedei n-ar exista, ați lua-o? Nu, ați considera-o că este o monedă falsă. Sau dacă ar avea doar imprimată valoarea monedei, dar n-ar mai avea și pe spate chipul, inscripția care este acolo, pe care noi o știm. Din nou am considerat că este o monedă falsă și n-am lua-o. Așa este și cu pocăința. Deci pocăința este autentică, este adevărată, dacă are ambele fețe. Adică dacă cel care o trăiește și fuge de păcat, și se îndepărtează de păcat, dar și merge spre Dumnezeu. Adică nu-i suficient doar să te lași de păcate, dar să nu te apropii de Dumnezeu. Pentru că sunt unii care zic, da, nu o să mai fac păcatele respective, dar nici nu fac pași către Dumnezeu. Sau alții își imaginează că merg către Dumnezeu, dar se duc tot cu bagajul de păcate pe care îl au. Și este o falsă călătorie spre Dumnezeu. Că nu poți să călătorești cu Dumnezeu în stilul vechi de viață, în stilul plin de păcate, în stilul plin de răutăți. Deci ca să fim într-o pocăință autentică, trebuie să fim precum această monedă cu două fețe, în care să facem și una și alta, și să ne îndepărtăm de păcat, și să lăsăm păcatul la o parte, și să alergăm spre Dumnezeu. Și folosesc cuvântul alergare nu întâmplător. Deci călătoria spre Dumnezeu nu este o călătorie în care suntem nehotărâți. Mai facem un pas înainte, doi înapoi, mai facem o pauză, ne mai răzgândim. Că așa facem noi creștini uneori. Câteodată ne apucă evlavia, suntem foarte harnici în postul Paștelui de obicei, o zi, două, trei, după care parcă uităm că suntem creștini, luăm o pauză din viața de creștini și ne comportăm ca și păgânii. După aceea din nou ne mai amintim că suntem creștini și iar mai ținem două, trei zile de post, ne mai gândim la Dumnezeu și iar mai facem un pas către Dumnezeu și apoi iar luăm o pauză sau mai facem niște păcate mari și dăm trei pași înapoi. Deci pocăința înseamnă alergare spre Dumnezeu, adică după ce ai mers pe un drum, nu te mai oprești și te duci cu ardoare, te duci cu dorință, te duci cu nerăbdare, cu dorința arzătoare de a ajunge la destinație. Cum spune și Sfântul Apostol Pavel, că privim țintă la scop, privim la țintă, care este Iisus Hristos. Deci noi privim la Iisus Hristos și alergăm spre El pentru că ne este drag. Alergăm spre Dumnezeu pentru că dorim să fim împreună cu El. Deci dacă nu suntem hotărâți că vrem să fim sau nu cu Dumnezeu, înseamnă că nu suntem într-o stare de pocăință autentică. Deci cei care își trăiesc călătoria spre Dumnezeu cu multe pauze, cu multe sincope, cu multe întoarceri spre păcat, cu multe nehotărâri, înseamnă că nu trăiesc o viață cu adevărat de pocăință. Ori Sfântul Ioan Botezătorul a fost foarte categoric din acest punct de vedere. El a fost un dascăl al pocăinței și a propovăduit pocăința în deplinătatea ei. Dacă îi citim puținele cuvinte care ni s-au păstrat de la el, consemnate de Sfinții Evangheliști, vom vedea că el a fost foarte simplu în limbaj, dar curat și radical. Simplu și clar. N-a acceptat niciun fel de compromis, de îndulciri.
de devieri, de divagații de la pocăință. Pocăința nu e ceva sofisticat. Deci pocăința e simplă. Lași păcatele și alergi către Dumnezeu. Cu toată dragostea, cu toată dorința. Îl cauți pe Dumnezeu din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima ta. Că asta e prima poruncă, știți? Că zice să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, dar nu la nivel mental. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, cu toată virtutea ta, adică cu toată puterea ta. Că asta înseamnă în limbajul vechi, virtute înseamnă putere, nu-i virtute. Nu e același lucru. Virtutea e virtute și virtutea e virtute. Virtutea e o calitate. Virtute înseamnă putere. Deci cu toată puterea ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, adică cu toată mintea ta, mintea ta să fie în mod deprins spre Dumnezeu. În mintea ta Dumnezeu să fie cea mai sfântă ființă care există, la care te gândești cu cea mai multă evlavie. Și să fie nelipsit din mintea ta Dumnezeu. Asta înseamnă să împlinești prima poruncă. De să-L iubești cu toată mintea ta, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Asta înseamnă să alergi spre Dumnezeu, nu să te prefaci. Nu alergi astăzi, iei o pauză, două, trei săptămâni și apoi iarăți mai amintești de Dumnezeu. Nu se poate. Deci viața de creștin e o continuă alergare spre Dumnezeu. Apoi, Sfântul Ioan Botezătorul a învățat despre pocăință, fiind dascăl al pocăinței în faptă și în cuvânt, în această ordine. Noi de obicei suntem în cuvânt și în faptă, adică tare ne pricepem toți să vorbim, dar mai puțin să facem. Toți avem bagajul plin de sfaturi, de idei, de gânduri, de păreri, toți. Și mai puține fapte vedem în viața oricăruia dintre noi. Ori la Sfântul Ioan Botezătorul, raportul a fost invers. El a fost un dascăl al pocăinței, în primul rând, în faptă. Adică a fost întâiul care a trăit pocăința într-un mod autentic. A fost întâiul care s-a îndepărtat extrem de mult de păcat și a alergat cu o forță maximă spre Dumnezeu. Și apoi și în cuvânt. În faptă, cum a fost Sfântul Ioan Botezătorul? Un om pocăit în faptă. Pentru că Ioan Botezătorul, vă spuneam că a fost exemplu. În primul rând, prin viața sa austeră, ce spune Sfânta Evanghelie după Matei? Spune că avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana lui era lăcuste și miere sălbatică. Deci Sfântul Ioan Botezătorul, nu știm de la ce vârstă, din copilărie în orice caz, a plecat de acasă, din casa părintească, s-a dus în pustiu, în zone nelocuite de oameni, unde s-a dedicat în totalitate comuniunii cu Dumnezeu, rugăciunii, postului, vieții de luptă duhovnicească sau de asceză, cum se numește în limbajul de teologie. Asceză înseamnă luptă duhovnicească. Deci el a purtat o luptă duhovnicească din cea mai fragedă copilărie pentru a se apropia de Dumnezeu. Și pentru asta a avut o viață simplă, foarte simplă. Ați văzut că avea o îmbrăcăminte simplă, avea o simplă haină din păr de cămilă, care nu-i plăcută să o porți pe piele, că-i aspră, pe de o parte. Pe de altă parte, vedem că îmbrăcămintea lui era unică, n-avea multe elemente de vestimentație, așa cum avem noi. În plus, hrana lui era foarte, foarte sărăcăcioasă. Este un element de pocăință. Viața acumpătată, viața modestă, viața echilibrată, este un element al pocăinței. Pentru că fiecare dintre noi suntem ispitiți în primul și în primul rând de lăcomie. E primul păcat, spune Sfântul Ioan Casian, este prima treaptă a păcătuirii, lăcomia. Instinctele noastre de hrănire, de apărare, de mulțire și așa mai departe, ne îndeamnă întotdeauna să dorim mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Adică să fim lacom, cu alte cuvinte. Și puțin dintre noi reușim să ni le stăpânim cu adevărat aceste instincte și să le păstrăm în limitele lor firești. Ele sunt bune. Deci e bună pofta. Avem nevoie de poftă. Dacă n-am avea pofte, am muri.
de foame, a muri ca specie, a muri, am dispărea. Deci pofta e bună, că ne avertizează. Dar când lăsăm poftele să ne domine, să ne copleșească, atunci ele devin destructive. Ori Sfântul Ioan Botezătorul și-a trăit viața într-o austeritate totală, într-o sărăcie totală aproape, punându-și poftele în frâu și în felul acesta arătând pocăință, că asta înseamnă pocăință. Când trăiești în austeritate, de fapt fugi de păcat, că nu mai poți păcătui. Vedeți că un om cu cât este mai bogat, cu cât are mai multe bogății, este mai supus păcatelor de toate felurile. Este mai ispitit decât alții. Pe când oamenii simpli au mai puține ispite. Oamenii mai modești au mai puține ispite. Sunt de altă natură și la ei. Și atunci Sfântul Ioan Botezătorul a fugit de orice fel de proprietate omenească, de orice fel de îmbuibare, de mâncare bună, de băuturi, de haine, ca să poată să-și trăiască pocăința autentic. Apoi, pocăința lui se vede și în plecarea lui în pustie, din cea mai fragedă vârstă. În asta se vede, de fapt, partea frumoasă a pocăinței, partea pozitivă a pocăinței, alergarea către Dumnezeu, de care v-am spus. Deci Ioan Botezătorul alerga către Dumnezeu cu toată puterea lui, cu toată ființa lui, pentru că el s-a dus în pustie nu ca să piardă vremea pe acolo. Nu s-a dus în pustie pentru că iura pe oameni și nu dorea să-i vadă. S-a dus în pustie pentru că dorea acolo, în liniștea pustiei, să-L întâlnească pe Dumnezeu în rugăciune, în descoperirile pe care i le-a făcut Dumnezeu. În dulceața aceea pe care au gustat-o Sfinții Apostoli când au fost pe muntele Taborului. Știți că și Sfinții Apostoli s-au urcat cu Mântuitorul, cei trei apostoli, Petru, Iacov și Ioan, s-au urcat cu Mântuitorul pe Tabor. Acolo Mântuitorul s-a schimbat la față și a descoperit adevărata sa față, a fost înconjurat de o lumină puternică, el și cei doi proroci mari a Vechiului Testament care s-au arătat, Moise și Ilie. Și ce au zis Sfinții Apostoli? Ce bine este să fim aici. Să facem trei colibe. Una ție, una lui Moise, una lui Ilie. În sensul de să facem aceste colibe ca să rămânem aici pentru totdeauna. Că ne simțim foarte bine. Acolo nu era nici mâncare, nu era nici băutură, nu era chef, nu era petrecere, nu era lume. Era doar lumina aceea dumnezeiască care i-a fascinat pe apostol, care i-a hrănit pe apostol, care i-a făcut fericiți. E o lumină pe care noi nu putem transcrie în cuvinte, nu putem spune, pentru că pe de o parte n-am gustat-o, nu știm cât de mare este această fericire, doar din ceea ce spun cei care au avut parte de ea, iar pe de altă parte nu ne-o putem noi imagina pentru că păcatele sunt în viața noastră și ne distrag atenția de la adevărata fericire. Ori Sfântul Ioan Botezătorul s-a retras în locuri pustii și a alergat cu toată ființa lui spre Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, și-a arătat pocăința prin faptă, atunci când a înțeles cine este și mai ales când a spus lumii cine este. Toți avem tendința să ne dăm mai mari decât suntem. Toți avem această tendință, să ne lăudăm, să ne supraapreciem, de la cei mai simpli până la cei mai mari, mai ales cei mai mari, cei care dețin temporar anumite funcții publice, dacă fac vreo faptă sau alta, se prezintă lumii ca fiind salvatorii lumii, ca și cum ar fi făcut nu știu ce faptă extraordinară. Au făcut-o pentru că au fost în acea poziție, au făcut-o pentru că li s-a dat acel dar și pentru că au avut posibilitatea. De multe ori, faptele mari cu care ne lăudăm unii sau alții nu sunt cu adevărat fapte mari, nu sunt altceva decât obligațiile din fișa postului. Că așa zice și Mântuitorul, când le veți face pe toate, când le veți împlini pe toate, să nu spuneți decât acest lucru, că suntem slugi netrebnice, că n-am făcut altceva decât ceea ce ar fi trebuit să facem. Deci noi nu trebuie să ne lăudăm cu ceea ce facem, crezând că am făcut mari fapte bune, când de fapt am făcut pentru că am avut șansa, pentru că am fost pus în această poziție. Sau în cealaltă poziție. Ori Ioan Botezătorul a fost între cei foarte lucizi, care nu și-a pierdut deloc mințile. Și gândiți-vă că Ioan Botezătorul era celebru.
Deci a ajuns să fie foarte cunoscut și apreciat, adulat de tot poporul evreu. Aproape toți i-au recunoscut calitatea lui de profet al lui Dumnezeu, de proroc. Mergeau acolo mulțimi, mii de oameni care mergeau să-l asculte zilnic și se botezau la chemarea lui. În limbajul de astăzi am spune că era o mare vedetă, era foarte celebru, cunoscut de către toți. Și avea o foarte mare autoritate, ceea ce spunea el era sfânt. Ori cu toate acestea nu i-a urcat succesul la cap, cum spunem noi. Nu s-a amăgit, n-a căzut în această capcană în care majoritatea oamenilor care au succes cad. Aproape toți oamenii de succes își pierd mințile la un moment dat. Și cad în tot felul de capcane. Ori Ioan Botezătorul ce a zis când a fost întrebat de către mulțimi cine este? A zis în felul următor. Eu vă botez cu apă, dar vine după mine cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, a cărui lopată este în mâna lui, ca să curețe aria și să adune grâul în jitnița sa, iar pleava o va arde cu foc nestins. Deci ce a zis Ioan Botezătorul? Eu vă botez cu apă. Botezul meu are o anumită valoare. El este doar un semn, o pregătire pentru adevăratul botez, pentru adevărata schimbare pe care cine o să vă dea? El, Iisus Hristos. El este, de fapt, adevăratul salvator al lumii. Și zice, lopata este în mâna lui, nu în mâna mea. El adună grâu. El separă grâu de neghină. El aruncă neghina în foc. Iar grâul îl pune în hambare, în jidnițe. Eu nu sunt vrednic nici măcar să leg cureaua încălțămintelor. Adică, cum am spune astăzi, nu sunt vrednic nici măcar să îl ajut să se încalțe, să îi leg și returile. Ori a te apleca și a lega și returile cuiva este un semn de umilință, un semn de smerenie, un semn de multă smerenie, multă aplecare. Ori Sfântul Ioan Botezătorul spune, eu nici măcar de acest lucru nu sunt vrednic în fața Mântuitorului Iisus Hristos. În fața Lui nu sunt nimic. N-am nicio valoare. Ori El care era cel mai celebru om din acel moment, Iisus Hristos încă nu era cunoscut. Nu-L știa nimeni. Era un necunoscut. El care era cel mai celebru, cel mai cunoscut, a zis, eu nu valorez nimic în fața acestui om. Asta înseamnă să fii lucid. Să nu-ți pierzi mințile. Să nu crezi că ești mai mare decât ești cu adevărat. Să-ți asumi rolul pe care îl ai. Nici n-a zis că eu n-am niciun rol în lumea asta, eu nu valorez nimic în lumea aceasta. Așa cum unii au tendința să spună, eu nu-s bun de nimic, pe mine nu mă iubește nimeni, eu nu am nicio valoare, m-am născut degeaba. Nu e adevărat. Fiecare om are un rol în lumea aceasta. Fiecare are o menire. Oricât de simplu ești, ești o piesă dintr-un mecanism. Ești un organ dintr-un corp, dintr-un trup. Fiecare organ al trupului, oricât de micuț și de mărunt este, are un rol. Fiecare celulă are un rol. Fiecare țesut are un rol. Mai mare sau mai mic, dar are. Deci nu trebuie să consideri că nu ai nicio valoare. Ai o valoare. Important este să înțelegi care e valoarea ta și să te raportezi la adevărata ta valoare, nepretinzând că ești mai mult decât ești de fapt. Atunci cazi în mare păcat. Deci în felul acesta a fost Sfântul Ioan Botezătorul un dascăl al pocăinței în faptă. Făcând aceste trei lucruri, având o viață extrem de austeră, retrăgându-se în pustie pentru a se dedica în totalitate rugăciunii și slujirii lui Dumnezeu și înțelegând, acceptând și recunoscând statutul său, misiunea sa și ceea ce este el cu adevărat. Sunt trei dovezi, trei forme prin care noi ne putem trăi cu adevărat pocăința. Și apoi, Sfântul Ioan Botezătorul a fost într-adevăr și un dascăl al pocăinței în cuvânt. Adică cuvântul lui a fost un cuvânt simplu, clar și mesajul a fost acesta, pocăiți-vă. Că s-a apropiat împărăția celor, mesaj pe care după aceea îl va prelua și Mântuitorul Iisus Hristos, cu asta va începe și el propovăduirea.
În primul rând pentru farisei și saducei, care au venit să îl asculte, dar nu erau convinși de Sfântul Ioan Botezătorul și au venit mai degrabă să vadă ce mai zice, să îl prindă în cuvânt, dacă se poate, să-i găsească vreo slăbiciune, vreo capcană, cam așa cam cum face presa în zilele noastre. Nu toată presa. Unii dintre ziariști au această plăcere deosebită, mai ales ziarurile de scandal. Ei nu se duc acolo să vadă lucrurile pozitive, se duc să vadă lucrurile negative. Dacă vin la biserică de bobotează, nu vin ca să se roage, nu vin ca să primească aghiazmă, nu vin ca să primească binecuvântare, ei vin ca să vadă cum se îmbulzesc creștinii, cum mai leșină câte unul, cum s-a împiedicat, cum a strigat altul. Deci vin să caute defecte. Ei, așa veneau și fariseii și saducheii în acele timpuri. Și Sfântul Ioan Botezătorul a fost foarte aspru cu ei. Și a zis, pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? Faceți, deci, roadă vrednică de pocăință. Să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, părinte, avem pe Avram, că vă spun vouă că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice pe fiii lui Avram. Iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bune se taie și se aruncă în foc. Adică a zis, pui de vipere. Deci dacă vrei să fii în pocăință, nu trebuie să fii pui de viperă. Adică nu trebuie să fii un om viclean, nu trebuie să fii un om veninos, un om care face rău, un om care otrăvești cu cuvântul, cu viața ta. Deci să nu fii pui de viperă. De asemenea, să faci roadă vrednică de pocăință, zice el. Pomul se cunoaște după roadă. Niciunul dintre noi nu ținem în curte un pom care nu face roade și să zicem ce pom fructifer strălucit avem noi. Ce frumos e, ce bun e. Un pom fructifer e bun dacă face fructe. Îl ținem dacă face roade. Dacă nu, nu dăm mare preț pe el. Eventual îl tăiem ca să nu facă umbră și punem un altul care poate să aducă roadă. Așa face și Dumnezeu cu oamenii. Ne dă șansă, ne plantează pe toți în lumea aceasta. Dar așteaptă de la noi roade. Dacă nu dăm roade, la un moment dat ne taie din rădăcină. Adică ne ia viața. Nu ne mai lasă să facem umbră pământului degeaba. Deci era foarte aspru cu cei fățarnici și le-a zis să nu credeți că dacă sunteți evrei pur sânge, fiii lui Avram, cum ziceau ei, automat vă veți mântui. E valabil și pentru noi ortodoxi. Faptul că suntem ortodoxi, drept măritori, suntem în biserica cea adevărată, suntem în credința cea adevărată, nu înseamnă că ne vom mântui în mod automat. Deci dacă nu facem și noi roade vrednice de pocăință, dacă ajungem să fim și noi vicleni, să fim vipere, să fim oameni care varsă o travă în jur, care învarsă venin în jur, suntem departe de mântuire. Cum zice Ioan Botezătorul, securea stă la rădăcina pomului. Și pomul care nu face roadă, se taie și se aruncă în foc. Deci acesta era discursul de pocăință adresat fariseilor și saducheilor, oamenilor fățarnici, nesinceri, dar pe care Ioan Botezătorul i-a chemat la pocăință. Apoi a chemat la pocăință mulțimile, cărora le-a propus să fie milostiv. Și ce a zis el? Când a fost întrebat ce să facem? Că au venit oameni de toate felurile și fiecare întreba, bun, și noi ce să facem? Și le-a zis unora, cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea. Adică, în general, mulțimii a propus să fie milostivă. Aceasta este o expresie concretă a pocăinței. Nu poți să spui că ești pocăit, că te-ai pocăit atâta timp cât tu ești egoist, nu împarți cu nimeni nimic. Nu dai nimănui nimic. Adun doar pentru tine. Trăiești doar pentru tine. Deci pocăință înseamnă și altruism. Deci mulțimilor le-a propus milostenia vameșilor care au venit la el, adică acelor agenți ai statului, ai regalității, ai imperiului. Vameșii erau cei care colectau taxele și impozitele, cei care reprezentau administrația locală a timpului. Ei erau administrația locală. Vameșul era primarul zilelor noastre, chiar dacă nu aveau atribuții diferite. Dar vameșul era cea mai importantă persoană dintr-o comunitate locală. Avea putere, avea forță, prin faptul că el avea mandat de la rege sau de la împărat,
să colecteze taxele. Și cea mai importantă activitate a administrației de atunci era să colecteze taxele. Și vameșii aveau putere. Iar vameșilor ce le-a zis? Pentru că au venit și unii vameși, foarte interesant. Unii au auzit de Ioan Botezătorul și au venit să-l asculte. Iar acestora le-a zis, nu faceți nimic mai mult peste ce vă este rânduit. Adică n-a negat că este utilă această activitate de colectare a taxelor. Este nevoie să ne plătim impozitele și taxele, cum a zis și Mântuitorul, dați cezarului ce al cezarului. Dar a zis, nu faceți nimic mai mult decât vă este rânduit. Pentru că vameșii făceau abuzuri. Deci celor care lucrează în administrație, reprezentanților statului, le propune să nu fie corupți. Pentru că vameșii erau corupți. Luau foarte multă mită, făceau foarte multe abuzuri, colectau întotdeauna mult mai mult decât le permitea sau cât ar fi trebuit să colecteze. Deci pentru reprezentanții statului, discursul de pocăință este acesta, să nu fii corupt. Deci, într-adevăr, dacă tu lucrezi într-o zonă a statului și reușești să te păstrezi curat într-o lume coruptă, ești un om al pocăinței. Nu e ușor, pentru că noi toți arătăm cu degetul spre cei care lucrează în administrație, spre cei care lucrează în parlament sau în alte părți și tot timpul arătăm cu degetul că sunt de corupți. Dar știți, mie mi-ar plăcea de multe ori să ne vedem pe fiecare dintre noi fiind în locul lor. Pentru că atunci e o chestie imaginară, nu se poate asta. Dar sunt convins că metehnele lor le-am avea mulți și dintre noi. Pentru că ispita e mare. Iar cei care am fost corecți când am fost oameni simpli, am fi corecți și când suntem oameni mari. Iar cei care am fost corupți când am fost mici, am fi corupți și când suntem mari. Pentru că asta a spus-o Mântuitorul. Cel ce este nedrept în lucruri mici și în lucruri mari este nedrept. Va fi nedrept. Deci nu poți să ai încredere într-un om că dacă e un om simplu și se ocupă cu mici ciupeli, mici furtișaguri, mici minciuni, cum zicem noi, care par nevinovate, un ou, un cui, altceva, o hârtie, n-ai nicio garanție că atunci când va avea pe mână multe resurse, nu îi se vor lipi de mâini și altele. Și atunci, pentru toți aceștia care lucrează în administrație, mesajul Sfântului Ioan Botezătorul este acesta. Să nu fiți corupți. Și nu în ultimul rând, pentru ostași. A avut un mesaj pentru că la un moment dat și soldații, unii dintre soldați, au venit și ei în timpul lor liber să-l asculte pe Ioan Botezătorul. Iar acestora ce le-a spus? Să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept. Și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Deci riscul care există la cei care au putere este să facă abuz. În acele timpuri armata era cea mai puternică. În zilele noastre există mai multe instituții de forță, chiar așa sunt și numite instituțiile de forță, care pot să facă abuzuri. E armata, e poliția, jandarmeria și alte instituții de forță. Practic orice instituție a statului care are putere, și nu numai a statului, și instituțiile private, și oricare dintre noi, care avem putere în mână, să nu o abuzăm, să nu folosim în mod abuziv. Să nu ne depășim limitele. Și în plus, ce zice, să vă mulțumiți cu salariul vostru, cu solda voastră. Deci să nu faceți abuzuri, să nu nedreptățiți pe nimeni, și să vă mulțumiți cu salariile pe care le aveți, cu solda voastră. Deci toate acestea sunt expresii, sunt forme de manifestare ale pocăinței. Deci dacă ar fi să ne întrebăm cum ar trebui să ne trăim viața în pocăință, chiar dacă nu suntem vameși, chiar dacă nu suntem ostași, chiar dacă nu suntem saducheii sau farisei, de la toate aceste categorii putem să învățăm că într-o formă sau altul toți suntem atinși de patima fariseului, de patima saducheului, de patima ostașului, dacă suntem o persoană influentă, de patima vameșului, dacă lucrăm în administrație sau într-un domeniu similar. Și atunci, pentru toți, mesajul este foarte simplu. Fiți oameni milostivi, fiți oameni sinceri, nu răspândiți venin în jurul vostru, viclenii și răutăți, nu fiți corupți,
Nu faceți abuzuri, mulțumiți-vă cu salariul pe care l-ați avut, l-aveți și la care ați consimțit de fapt. Dacă într-adevăr vrei mai mult și nu ești mulțumit de locul tău de muncă, poți să ți-l schimbi. Te duci, îți cauți un alt loc de muncă mai bine plătit, dacă nu ești mulțumit. Dar faptul că nu ești mulțumit de salariul tău nu-ți dă dreptul să furi. Nu-ți dă dreptul să fii corupt. Deci nu ești mulțumit, fă mai mult de atât. Schimbă serviciu, caută, că sunt acum în lume milioane de servicii. Poți să-ți găsești orice vrei. Așadar, iubiți frați, fără pocăință nu se poate. Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit mesajul, a pregătit lumea, dar asta nu înseamnă că după ce a venit Iisus Hristos, pocăința nu mai are valoare. Din contră, pocăința este temelia pe care zidește apoi Iisus Hristos. Un om care nu-și trăiește viața într-o pocăință, așa cum am descris-o eu, așa cum de fapt o descrie Sfântul Ioan Botezătorul, acel om nu poate fi cu adevărat creștin. Pocăința este fundația. Din nefericire, noi ortodoxii, unii dintre ortodoxi, neglijează și cuvântul pocăință, și pocăința în sine, ca faptă, ca stare. Nu prea ne sună bine când auzim noi în Biserica Ortodoxă că preotul vorbește de pocăință, nu ne sună bine. Nu ne place acest cuvânt, nu ne este specific. Uneori vedem truncheat pocăința, în sensul că ne gândim că dacă ne-am spovedit odată pe an sau odată la câțiva, ne-am rezolvat problema. Pentru că, într-adevăr, spovedanie este parte a procesului de pocăință. Dar e o pocăință truncheată. E doar o parte. Parte importantă. Poate cea mai importantă parte. Sau alții chiar luăm în derâdere cuvântul pocăință. Gândindu-ne la alții care îl folosesc în mod abuziv, care și-l asumă sau spun despre ei înșiși că sunt pocăiți și nu sunt, iau în derâdere acest cuvânt. Nu e de luat în derâdere nici cuvântul, nici lucrarea pocăinței. Este ceea ce trebuie să avem toți dacă vrem să fim buni creștini. Este fundația vieții noastre. Apoi, într-adevăr, că sunt ceilalți care pervertesc acest cuvânt de pocăință și fapta pocăinței. Vorbesc de o pocăință contrafăcută. Pentru că pocăința aceea din care lipsește însuși reprezentantul lui Dumnezeu sau slujitorul lui Dumnezeu care a fost trimis să administreze pocăința, este o falsă pocăință. Dacă lipsește preotul, ce a spus Iisus Hristos în ziua învierii? A suflat asupra apostolului și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, ținute vor fi. A spus asta apostolilor și apostolii au dat mai departe acest dar episcopilor și preoților. Dacă ești de altă confesiune, în special protestant și neoprotestant, și tu spui că eu n-am nevoie de preot, n-am nevoie de biserică, că eu mă mărturisesc direct la Dumnezeu. N-am nevoie de preot să mă mărturisesc la el, că eu mă mărturisesc la frații mei, că așa spune Apostolul Iacov. Mărturisiți-vă unii altora păcatele. Păi înseamnă că tu n-ai înțeles corect Scriptura. Înseamnă că tu îl contraziști pe Hristos, care a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele. N-a zis că fiecare dintre noi avem puterea să iertăm în numele lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Iacob vorbește de asumarea colectivă a păcatelor, când spune acolo că mărturisiți-vă unii altora păcatele, înseamnă că să recunoaștem în fața fraților noștri starea noastră de păcătoșenie în care ne aflăm. Dar nu vorbește de mărturisirea păcatelor în scopul iertării lor de către semenii noștri, că n-au semenii această putere. Doar preoților a dat Iisus Hristos această putere de a administra iertarea în numele lui Dumnezeu. Nici măcar preoții n-au putere de la ei înșiși, ci Dumnezeu le-a dat această putere ca în numele Lui să administreze această iertare. Și atunci o astfel de pocăință din care lipsește elementul cel mai important, iertarea pe care ți-o dă Dumnezeu prin preot, nu-i pocăință adevărată, e falsă. Deci chiar dacă tu te lași de anumite păcate, chiar dacă tu ai dorință spre Dumnezeu, dacă nu le-ai mărturisit, tu încă le porți în sufletul tău și în viața ta. Păcatele nemărturisite și neiertate încă sunt în viața ta, în familia ta, în mintea ta, în sufletul tău. Sunt o pată pe conștiința ta. Deci e o pocăință falsă aceasta, din care lipsește elementul esențial, iertarea.
pe care ți-o acordă Dumnezeu prin preot. Repet, Apostolul Iacov vorbea de mărturisirea colectivă în sensul de asumarea păcatelor. Noi toți știm cine suntem, nu ne putem ascunde. Nu pot eu să spun că sunt nu știu cine, când noi ne știm unii pe alții, nu? Și spunem, las că știu eu pe asta, știu eu ce a făcut. Adică nu poți să te dai sfânt că nu ești. Apostolul Iacov despre asta vorbește, să ne asumăm starea de păcătoșenie pe care o avem în fața unii altora. Să nu ne dăm mai mari decât suntem. Dar nu a spus că vă mărturisiți unii altora și vă iertați unii pe alții că vă iartă și Dumnezeu. Nu, doar preoților a dat această putere. Deci aceasta este pocăința autentică. Greșim și noi când reducem starea de pocăință doar la spovedanie. Adică vin, spun ce păcate am făcut, înșir acolo niște păcate și atât. Pocăință nu înseamnă doar atât, repet. Înseamnă și îndepărtare de păcat. Înseamnă și alergare către Dumnezeu. Deci nu e suficient că ai înșirat acolo o listă de păcate fără ca tu să ai părere de rău. Fără ca tu să-ți propui să scapi de păcate. Fără ca tu să alergi spre Dumnezeu. Iar este doar o prefăcătorie. Deci nu putem să ne prefacem înaintea lui Dumnezeu pentru că El ne știe, El ne vede viața, El ne cunoaște viața. Acum poate o să mă întrebați, bine părinte, dar m-am tot spovedit și care e scopul? Că văd că viața e neschimbată. E fals. Spovedania frecventă, mărturisirea păcatelor frecventă, întărește starea de pocăință. Dacă nu ne-am spovedit mai des, am face mai multe păcate și mai mari și la o intensitate mai mare. Spovedania frecventă ne ajută, chiar dacă nu scăpăm în totalitate de păcate, să le ținem în frâu, să facem mai puține păcate, la o intensitate mai mică, ceea ce este un mare câștig. Adică să ținem în frâu poftele noastre nestăpânite, să ținem în frâu patimile noastre, care este o mare lucrare a pocăinței, pentru că pocăința și asta înseamnă, să ții în frâu patimile. Așadar, iubiți frați, să rămânem cu aceste gânduri de la Sfântul Ioan Botezătorul, cu aceste sfaturi, cu aceste îndemnuri spre pocăință și să încercăm și noi, cu toată credința, cu toată convingerea că vom și reuși să mergem pe acest drum al pocăinței. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.